S-a încheiat cea de-a patra zi a campionatelor naționale pentru juniori. Runda a cincea a decis deja liderii preliminari ai clasamentelor. La categoria sub 8 ani avem 2 lideri. Este vorba despre Mihai Adam Alexandru și Vasiloiu Leonard, care se vor întâlni în cea de-a șasea rundă la campionatele naționale. La categoria sub 10 ani avem un singur lider cu 5 din 5 victorii. Este vorba despre Mistrecov Dobrinia și este urmat în clasament de Larion Justin cu 4,5 puncte și de o serie de jucători cu 4 din 5 victorii. De asemenea, și la categoria sub 12 ani avem un lider cu 5 din 5 victorii și este Negrean Andrei, care este în acest moment urmat în clasament de Voinescu Marian David cu 4,5 victorii și de o serie de jucători cu 4 din 5. La categoria sub 14 ani, lupta este foarte strânsă. În acest moment avem pe podium 3 sportivi cu 4,5 din 5 victorii. Este vorba despre Ilinca, Felix Antoniu, Tănăsie Cosmin și Galeș Randy Ioan. Și la categoria sub 16 ani, lupta este foarte strânsă. Un singur jucător are 4,5 victorii din 5 partide și este Magold Filip. Este urmat în clasament de un singur jucător cu 4 din 5 victorii, Kneje Vladimir Alexandru, cu care se va întâlni în runda a 6-a. Aceștia sunt urmați de o serie de jucători cu 3,5 puncte. Nici categoria de băieți sub 18 ani nu are un jucător cu maxim de victorii. La egalitate în acest moment pe podium se află Nastore Pavel Alexandru, Creangă Robert Ionuț, care se vor întâlni în runda a 6-a, și Sachilaru Alexandru, care va juca în runda a 6-a cu Filip Andrei, primii 3 având 4 puncte, iar Filip Andrei 3 și jumătate. La categoria de băieți sub 20 de ani se joacă un sistem inedit din cauza numărului redus de participanți. Astăzi s-a încheiat faza grupelor, urmând ca următoarele 4 runde să se dispute într-un sistem elvețian, plecând de la numărul de puncte pe care aceștia l-au acumulat în cele 5 runde de concurs. În acest moment, lider solitar la categoria 20 de ani este Tudor Henry, care a reușit un scor aproape perfect în primele 5 runde, obținând 4,5 victorii. Lupta este strânsă și la categoria feminin. La sub 8 ani avem 3 fete care în acest moment se află la egalitate de puncte cu 4 din 5 victorii. Este vorba despre Marchis Carla Ioana, Rinescu Maria și Dumitru Miruna Ioana. Acestea sunt urmate în clasament de 2 jucătoare cu 3,5 puncte. Nu avem un maxim de puncte nici la categoria sub 10 ani. Pe locul întâi în acest moment se află Sărău Sofia Elena, care are 4,5 puncte și care este urmată în clasament de Pătrașcu Maria cu 4 puncte și Anistoroaie Maria cu 4 puncte. La categoria sub 12 ani, lupta este și mai strânsă. Avem în acest moment pe locul întâi 3 fete la egalitate de puncte. Este vorba despre Crețescu, Emma Dorobăț Alexia și Cristureanu Andreea Nuria. La categoria sub 14 ani, în fruntea clasamentului se situează cu 4 puncte la egalitate Aldea Maria Antonia, Semenova Vasilina și Panici Carla Marin. La categoria sub 16 ani, o singură jucătoare are 4 din 5 victorii și este Criveanu Maria. Aceasta este urmată în clasamentul general de Maria Lia Alexandra cu 3,5 puncte și de 3 jucătoare care au obținut 3 din 5 victorii. La categoria sub 18 ani, tot o singură jucătoare a reușit să acumuleze 4 din 5 victorii și este Șchiopu Oana Magdalena. Este urmată în clasament de Puia Alexia Teodora și Paloș Andra Maria cu 3,5 puncte. În clasamentul fetelor de sub 20 de ani, punctele sunt ceva mai puține. Pe locul întâi se află la egalitate Bătăgani Linca Petra, Obadă Ema, Pătru Alexandra Ioana, toate cu 2,5 din doar 4 partide câte s-au disputat, întrucât și la categoria fete 20 de ani sistemul este unul deosebit, se joacă turneu închis. Continuăm astăzi cu cea de-a doua jumătate a campionatelor naționale pentru juniori, de aici, de la Eforie Nord. Rămâneți alături de noi. Să fie șah!